Bună dimineața! Bună dimineața zilei de 14 aprilie! Ne aflăm în Timișul de Jos și dorința noastră de astăzi este de a ajunge pe vârful Piatra Mare. Vom face acest traseu prin canionul Tamina. De-abia aștept să trecem iarăși prin canion. Am fost odată și mi-a plăcut foarte mult. Haideți să vedem ce o să iasă. Trebuie să ne iasă tura neapărat astăzi. Iată, ne-a ajuns la intrarea pe traseu. De la gara și până aici am făcut un sfert de oră. Traseul nostru se va desfășura pe marcaj banda albastră și de-abia aștept să intrăm în canion. Vreau să spun că afară s-a făcut foarte cald, dar nu ne displace acest lucru momentan. Traseul nu este unul ușor. Se urcă destul de serios. Depinde doar de tine cum îți păstrezi energia și cum vrei să urci. Absolut uimitor. Minunat, am recuperat bine după tura Buștem Brașov pe jos, că deja nu facem alt traseu. Profităm de zilele libere, aceste zile fiind și foarte frumoase. Și acum urcăm, gâfâind, dar urcăm. Pădurea este absolut uimitoare. Trebuie doar să-ți faci curajul și să evadezi din locurile care îți dau starea de siguranță și să vii aici, în pădure, pentru a trăi cu adevărat, pentru a simți viața. Ascultă ciripitul păsărilor, ascultă vântul, privește cerul. Toate astea sigur te vor bucura și îți vor umple sufletul cu ceea ce ai tu nevoie cu adevărat în viață. Trăiește! Trebuie să îmi iau o pereche de colanți mai subțiri, pentru că deja mă încălzisem foarte tare. Mai așteptam mult? Nu. Ai fost foarte rapidă. Cum mergeam noi așa lipa-lipa pe potecă, am privit un pic în partea dreaptă și am văzut frumosul peisaj ce ni-l oferă munții Bucegi. Releul Coștila. Releul Coștila, Crucea, Caraiman. Se văd și acele morarului. Și nu știu dacă observați voi de crăcuțele acestea și vârful Bucșoiu. Și cartier din Predeal. Superb.
Erau 4, nu 1 sau 2. Stai că nu știu ce fac. Nu fug. Ce fac? Stau pe loc? Da. Mi-e rău. Martin! N-a văzut. Ce? Asta e curios tare. E de înainte? Își vede de treabă, nu? Avem o mică situație tensionată, scuze că vorbesc mai tare. Ideea e că am văzut, cred că 4 urși. Asta înseamnă că e mamă cu copii, copii destul de mari. Și nu știu dacă e bine ce facem, că nu ne-am întors din drum, am continuat să mergem direct spre ei. Asta fac numai niște nebuni. În condiția în care ea stătea... În momentul în care ne-a auzit, veți vedea pe filmarea lui Cifri, stătea curioasă să vadă. Venim, nu venim? Da. Și sunt foarte mulți copaci în zonă, astfel încât în momentul acesta ne-am pierdut contactul vizual cu ei. Nu știm dacă s-au dus tot în față, dacă s-au dus la stânga, la dreapta, habar nu avem. Pui? Da. Mai încet un pic, te rog. Ideea e că am zis să le dăm un pic de timp. Însă îmi doresc foarte mult să nu fie pe același traseu cu noi tot drumul, că nu e ok. Unde suntem? Nu mai știu. Suntem aproape de Tamina. Suntem aproape de Tamina. Să știi că n-a fost deloc plăcut. Adică nu m-a speriat faptul că ne-am întâlnit cu ursul, cât m-a demoralizat total faptul că erau patru. Și așa cum spuneam și ție, iubire, avem de fapt atâtea trasee nocturne în care nu ne-am întâlnit cu ursul, dar poate ne-am întâlnit și nu am văzut că era noapte. Da. Pentru că era noapte. E, mai facem și spirit de glumă. Da, nu e ok. Ce să zic? Nu mai zic nimic. Hai să-i dăm toate. Este un pic trist faptul că noi nu știm în acest moment pe unde au luat-o ursuleții. Și... Tu mai și alinți. Ursuleții? Erau drăguți. Erau patru. Erau patru? Da. Dar asta mă sperie mai tare, faptul că nu știm încotro a luat-o, dacă au rămas în urmă sau dacă sunt înaintea noastră. Eu sper din tot sufletul să nu fie înaintea noastră. Da, eu doresc să fi deviat ei de la traseu, să se fi dus în pădure liniștiți. Ideea este că noi o să intrăm în canion în curând și după ce ieșim din canion, noi ne continuăm traseul, dar traseul nu o să mai fie atât de larg, deschis și vizibil cum e aici. O să avem o urcare prin boschetărie, așa un pic, și tare mie să nu avem parte de vreo întâlnire și pe acolo. Poate tot cu ei sau poate cu alții. Oricum, da, hello, aici suntem. Toată lumea consideră că zona aceasta este ursărie, pentru că este plină de urși. Eu am mai fost odată singur pe aici, n-am avut astfel de întâlnire. Apoi am fost chiar cu soția și cu Ade și la fel a fost liniște. Dar de data asta s-a întâmplat. Nu știu, poate ăsta e ultimul nostru clip, cine știe. Da, s-a întâmplat întâmplarea. Da. Da, bineînțeles, am făcut zgomot cât am putut noi de tare, nu știu dacă a avut vreun efect sau nu. Momentan suntem în viață. Iar aici, indicatorul către cascada Tamina, vom cobor un pic pe acest drum. Am ajuns la intrarea în canion, cu adevărat intrarea în canion.
suntem pregătiți, nu chiar liniștiți, adică nu ne-am calmat 100% după întâlnirea de foc, dar trebuie să ne ținem curajul și haideți tot înainte în canion. Trebuie să aveți mare grijă unde puneți piciorul, acolo pe unde curge apa, pentru că poate fi mâzgă pe pietre. De preferat este să nu ne grăbim, să fim foarte atenți. Eu personal am mai făcut o singură dată canionul. Este un pic complicat. Înaintarea trebuie să fim atenți să nu alunecăm pe acești bușteni, pentru că sunt umezi. Zona este absolut superbă, doar că eu am o problemă. Îmi este frică să ajung acolo unde a ajuns Roberta. Așa că trișez. Opa! Nu prea înțeleg motivul, dar de data aceasta mi-a fost cam frică să urc. Am luat un pic de apă, dar sunt bine. Trebuie să ne continuăm traseul prin acest superb canion. Iubire, hai! Aici trebuie să avem un pic mai multă grijă, pentru că treptele acestea din lemn sunt foarte alunecoase. Oh, ce frig îmi este! Și pe lângă faptul că îmi era frig, m-am mai și udat. Țin să vă spun că apa nu este doar rece, ci este și udă. Glumesc. Facem un pic de glumă. Aici e mare grijă la ghiozdan, pentru că stânca din partea stângă ne fentează și dacă nu suntem atenți, ripostăm. Vedeți că mai departe, pentru că m-a ajuns din urmă și totul mai lipit.
și aici trebuie un pic de atenție la stâmpă. Vai, cât este de frumos. Super. Eu la fel de bine îmi doresc să trec și prin canionul 7 scări. Asta când se va redeschide. Mulțumesc! Am ajuns la soare! Am înghețat de frig. M-am udat și la picioare, dar nu este nimic surprinzător. Este foarte frumos. Aceea a fost ultima scară. Unde te duci, iubire? La soare. La soare. Vezi că te uzi, nu mai s-a nap. M-am udat deja. Hai. Hai să continuăm traseul. Hai spre mine. Că pe aici este. Trebuie să mergem foarte încet, cu grijă. Pentru că poate să fie alunecos. A fost foarte fain. Canionul s-a plăcut foarte mult, dar pentru că și trebuie să fim atenți pe ce punem picioarele, pe ce punem mâinile, să ne asigurăm bine că totul e ok, e mai greu de filmat. Până la urmă... Da, e important să fim în siguranță, da, totuși. Asta zic. Dar canionul este superb, uimitor. Nu știu ce am impresia că azi am luat apă mai mult decât la trecută. Poate pentru că ai fost mai atent la telefon. Da. Oricum, fain. Foarte fain. Ai de gând să mai mergi sau te-ai oprit? Aveam de gând să zic și eu două cuvinte, dar mi-e frică să nu fac cum am făcut data trecută. Da. Așa că o să prefer să mă țin de tot ce apuc. Uite așa. Uau, ce fain e. Gata. Am ieșit din canion. Experiența a fost evident una foarte frumoasă. Știam că vom trăi momente unice. Îi dăm tot înainte. Momentele de liniște în canion au fost. Exact. De aici încolo va trebui din nou să facem gălăgie, pentru că nu știm prietenii noștri urși, prietenii noștri patru urși, dacă sunt încă în fața noastră sau au rămas în urmă. Nu știm, pentru că, așa după cum bine v-a spus și Cipri, la acel moment am pierdut contactul vizual cu ei și nu știm încotro au luat-o. Hai să mergem. Oricum, de când am văzut urșii, nu mai funcționăm, nu mai judecăm în parametrii normali. Să sperăm că totul o să fie bine și că vom avea parte de o urcare liniștită. Dar, indiferent cât de liniștită este urcarea, credeți-ne, este urcare. Este urcare sănătoasă. Eu mă aștept ca în 2 ore, să zicem 2 ore jumate, poate chiar 3 ore, să ajungem la vârf. Ceea ce ar fi chiar super bine, pentru că noi azi am plecat pe traseu un pic mai târziu decât de obicei. Să ajungem la vârf unde, ce credeți? De-abia aștept să mâncăm. Exact. Da, oare rezistăm până acolo? Ne mâncați. Trebuie să ne rezistăm. Ne mâncați, adică. Da. Nu am avut timp să mâncăm în această dimineață pentru că ne-am trezit la un tren mai târziu decât ne propusesem. Inițial, când a sunat ceasul de dimineață,
și am văzut că nu ne putem trezi, am zis gata, lăsăm poiana izvoarelor pentru astăzi. Dar la ora 8, când ne-am trezit, am zis hai să încercăm, de ce nu, Piatra Mare. Și iată-ne pe traseu. Haide, puiul, tot înainte! Urcăm, urcăm. Am ajuns la cabana Tamina. Iar de aici ne continuăm, bineînțeles, traseul. Urcarea, mai exact. Să nu credeți că a fost ușor. Efectiv, ne-am scos sufletele până aici. Acela este modul în care ne arătăm noi iubirea. Ote. Și căldura ne-a cam venit de pe trecanie, ce-i drept? Da. Sunt mai mulți factori. În primul rând, noi când am plecat de acasă, nu am mâncat. Absolut nimic. Am avut o singură oprire pe traseu în care am mâncat câte un croissant. Și așteptăm să ajungem la vârf pentru a mânca pe bune. Dar suntem rupți. Da, da, și când a rupt. Ce mai contează? Ai de mine. Foarte frumos. Nu mai pot. Îmi bate inima cât poate ea de repede. Ostăvarul pe care vom merge în curând, momentan pe noi ne așteaptă Piatra Mare. Venim, Piatra Mare! Eu când ajung în astfel de locuri, din care avem peisajele cele mai frumoase posibile, foarte greu mă ia ciprii de aici, aproape că mă trăște. Mă târâie. Hai zi adevărul, e panta foarte abruptă. Este panta foarte abruptă. Dar eu tot n-aș vrea să plec de aici. Dar ne așteaptă vârful. Ne așteaptă mâncărica. Să o îngurgităm. Înainte de a ajunge la vârf, de fapt chiar aici la stână, se vede în spatele nostru stâna, ne-am oprit să mâncăm. Asta datorită faptului că la vârf se vedeau foarte mulți turiști și am zis să nu deranjăm în vreun fel. Până adevărul, am obosit atât de rău și ne era așa de foame cât am hotărât să nu mai ajungem chiar până la vârf, până mâncăm. Ne-am oprit aici, că muream de foame, crăpăm. Nu te enerva, iubire, dar ăsta e adevărul. Poate tu te-ai oprit din acest motiv. Eu m-am oprit ca nu cumva la vârf să deranjăm. Na. Pe mine mă dureau, sincer, picioarele destul de rău. Am zis să fac o pică pauză aici. Dar acum suntem pregătiți să continuăm. Mai avem un pic de urcat,
După care, gata, totul este la vale, spre cabana Piatra Mare, iar apoi vom merge pe drumul familiar către Dâmbul Morii. Nu prea putem face pauze lungi pentru că avem de prins un tren pe care dacă nu-l prindem, aici rămânem. Asta nu. Iubire, cum ți s-a părut până aici urcarea? Deci, spuneam mai devreme, în timp ce mâncam, noi am venit în Piatra Mare de câteva ori și dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că de fiecare dată pe traseu diferit. Da, da. Mie toate traseele către Piatra Mare mi se par grele. Da, acesta e cam abrupt. Cred că ăsta e cel mai abrupt. Și din Predeal. Din Predeal e foarte lung. E foarte lung, foarte dar lung. Este și abrupt. Să nu uităm că cel cu Predealul l-am făcut pe timpul iernii și ne-a prins noaptea. Am mers tot drumul efectiv pe noapte. Și eram chiar la început, eu. Da. Dar am ieșit din situația aceea și a fost ok. Da. Una peste alta, orice evadare în natură este de bun augur. Că traseul e greu sau lung sau întâmpinăm fel și fel de dificultăți sau avem surprize precum gașca urșilor, astea deja sunt amănunte. Dar noi facem ceea ce ne place și vă recomandăm și vouă cu dragă inimă să încercați. Exact. Dacă vă prinde flama, metaforic vorbind, cu atât mai bine. Veți vedea că săptămânal veți dori să faceți traseul montan. De aici am putut admira atât munții Neamțului, cât și munții Baiului. Iar fix în fața noastră s-au prezentat maestuos bugegii. Dar, cu cât privim mai spre dreapta, putem observa și Piatra Craiului, iar în spatele lor se observă chiar și creștele Făgărașului. Și cel mai apropiat munte pe care îl vedem este, bineînțeles, Postăvarul. Aici ceva te face să crezi că dacă întinzi mâna, pui mâna pe el, dar nu e chiar așa ușor. Iar un pic mai sus este vârful pe care vrem să-l cucerim azi, Piatra Mare. Așa cum spunea și frumoasa mea soție, am mai fost aici, nu este prima oară. Acolo chiar am dormit cu cortul anul trecut. Priviți ce peisaj frumos. Ce să mai, munții îți dau așa o senzație absolut minunată. Iar locul acesta din care poți privi la 360 de grade, ce să vrei mai mult de atât? Hei, bun regăsit, vârful Piatra Mare. Ne-a fost dor de el, de acest vârf minunat.
Yes. Încă o dată învingători. Este atât de frumos aici și satisfacția când ajungem este extraordinar de mare. Ia uite, iubire, câți turiști sunt în urmă și tu ziceai că suntem ultimii care urcăm la vârf. Ei bine, nu? Hai să ne facem poze. Hai să dai cu drona? Mai dai cu drona? Filmează soarele care ne zâmbește de după stâncă. Da. Superb. Spre surprinderea noastră, deși nu ar fi trebuit să fim surprinși, nu, Puiuțu? Exact. Am dat și de gheață. Doar că suntem pregătiți și avem mini colțari cu noi. Tot timpul suntem pregătiți. Cât de cât e altceva. Numai de întâlnirea cu gașca urșilor n-am fost pregătiți. Da, da. Ai grijă, da? Da, da. Avem parte de o întâlnire de gradul 3. Am scăpat de urși, dar am dat un cocoș. Se pare că este un pic teritorial. Trebuie să prindem trenul, cocoșule. Măcar să-mi filmez atacul. Ui, am scăpat de urși și nu scăpăm de cocoș? Ui, dă-i înainte. Cum? Că o să vină după noi. Ni s-a spus despre tine în vârf, că ești aici și ești foarte agresiv. Dar e și foarte frumos. Hai, pui, dă-i înainte, lasă-l. Dacă îi dau, o să vină după noi. După ce am admirat frumosul cocoș de munte, iată că într-un final am ajuns la cabana Piatra Mare. Din păcate, acesta este ultimul peisaj al zilei, ultimul peisaj al turii de astăzi. A fost o zi plină de adrenalină.
Am scăpat de urși, ca mai apoi să fim căpăciți de către cocoșul de munte. O frumusețe rară. Bine, cocoșul de munte, nu faptul că ne-a căpăcit. Suntem pe coborâre, mergem destul de repede pentru că încercăm să prindem trenul. Suntem un pic stresați de ideea că s-ar putea să nu-l prindem și asta ne va încurca rău planurile, pentru că nu prea știm ce altceva am putea face în caz că pierdem trenul. Mi-am încălzit destul de rău, este încă destul de cald afară. Și ne gândim la tot ce am văzut noi azi. A fost o tură epică, efectiv. Este ora 18:05, am ajuns la o intersecție de trasee. Mă bucură să văd faptul că au fost schimbate aceste indicatoare. Se pare că noi mai avem de mers o oră. Nu știu ce să cred. Ceva mă face să cred că este un pic mai mult totuși. Pentru că știu drumul, știu câte serpentine mai am de coborât alături de iubirica mea. Ne apropiem de ultima curbă din lungul șir de serpentine de pe drumul familiar. Dar mai avem un pic până la ieșirea din pădure. Însă începem să avem o mică speranță că s-ar putea să prindem totuși trenul. Însă ne fascinează și modul în care arată pădurea aici. Deci este verde totul. Superb. Uimitor. Iată, ne ajungi aproape de finalul drumeției. Mai avem puțin, ieșim la Dâmbul Morii. Drumeția de azi a fost unică. Am avut de toate și a fost și frumos afară. Cu toate că noi ne așteptam să fie un pic mai frig. Cam asta a fost tot pentru azi. Urcarea, vreau să zic, a fost chinuitoare atât pentru mine cât și pentru soția mea. Dar asta e, când vrei să atingi un vârf, n-ai încotro, trebuie să suferi un pic. Ne îndreptăm cât putem noi de repede spre gara din Timișul de Jos. Sper să prindem trenul și vă salutăm de acolo. Tocmai ieșim din pădure, sperăm să ne ajungă timpul. Nu prea v-am mai arătat cadre, pentru că în momentele în care suntem mai pe fugă și ne dăm seama că dacă pierdem trenul nu prea e o idee bună, ne concentrăm mai mult pe a ajunge la destinație. Ideea e să nu faceți chiar ce am făcut noi, să nu vă bazați niciodată pe un ultim tren, pentru că dacă, Doamne ferește, aveți o problemă pe traseu și nu mai ajuns la tren, e destul de grav. Cum a fost tura, iubire? Genială! Tura de astăzi a fost cu de toate, ca nicio altă tură de până acum. Și tu ai spus asta. A fost o zi extraordinar de frumoasă și o experiență cu adevărat unică. Iată, ne ajungi la capătul traseului, sfârșitul zilei. După cum bine puteți vedea, suntem în
alta Timișul de jos și clar am prins trenul. A fost o zi frumoasă, dar un traseu foarte greu. Însă una peste alta, toate peripețiile și tot ce ni s-a întâmplat astăzi a făcut ca experiența să fie una unică și desăvârșită. Noi vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Ca de fiecare dată, până la următorul nostru clip, vă dorim toate cele bune. Rămâneți sănătoși și nu uitați să dați like, share și subscribe. Bye, bye!